Prim-ministrul Dacian Cioloș s-a aflat vineri 4 martie la Zalău, într-o vizită de lucru programată în județele Cluj și Sălaj. Însoțit de către vicepremierul Vasile Dâncu, acesta a participat la o întrevedere cu oficialii județului Sălaj. Prim-ministrul Dacian Cioloș s-a întâlnit la Consiliul Județean Sălaj cu Marin Nițu, noul prefect al județului, Radu Căpâlnășiu, primarul municipiului Zalău și cu președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc. În cadrul întâlnirii cu ușile închise s-au discutat proiecte ale județului Sălaj, unde guvernul ar putea să ajute, cum ar fi proiectul de o importanță majoră al șoselei de centură ocolitoare a Zalăului, dar și cel legat de legea cadastrului și despre cele 4 segmente ale autostrăzii Transilvania care urmează să străbată județul Sălaj. Au participat mai mulți deputați ai județului Sălaj, împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul primar, domnul prefect, și am trecut în revistă mai multe proiecte ale județului, unde guvernul poate să deblocheze anumite lucruri sau poate să ajute. Între altele, știu o problemă mai veche cu finalizarea centurii Zalăului, care a fost blocată datorită unor probleme la poligon, la poligonul de tragere, și l-am anunțat pe domnul primar că chiar ieri am avut o discuție la Ministerul Apărării și am înțeles că problema a fost clarificată. Ministerul Apărării va da avizul pentru terenul respectiv care trebuie să intre în proiectul centurii și sper ca proiectul să fie finalizat. După întâlnirea cu presa, la ieșirea din sediul prefecturii, prim-ministrul Dacian Cioloș a vizitat două importante societăți comerciale din județ.